toate punctele de vedere putem spune că este pus arta culturală, nu numai românii, dar întregii. De ce spun asta? Pentru că alături de acest masterclass care se desfășoară cu copii din zona Bobinei, dar și din județele vecine, și nu numai, pentru că am avut copii și de la București, anul acesta de la Iași, copii extraordinari. În ultimul timp am auzit numai prostii, iertați-mă, spun așa ceva legat de acest proiect de copii. Se întâmplă lucruri, dar foarte rar aflăm de lucrurile bune pe care le fac acești copii. La rădăuțile aceștia, din aceste zile, s-au întâmplat lucruri extraordinare. Lucruri la care au participat. Și aceasta este cea mai mare bucurie. Și pentru acest lucru trebuie să aducem mulțumiri Casei de Cultură. De fiecare dată o să fac acest lucru, deși eu nu vrea. O să-i mulțumesc domnului director Ovidiu Foca. Pentru că a înțeles că dacă vrem să rezistăm ca țară, ca nație, nu putem să o facem dacă nu avem. În trecut, în momentul în care făceam demersul pentru a se cumpăra piană, în orașe văduvite, din acest punct de vedere, veneau oamenii în sală și spuneau, ce ne trebuie nouă piană, ce ne trebuie nouă instrumente, când noi nu avem șosele, când noi nu avem școli, când noi nu avem nimic. Am rămas fără nimic. Și multe din aceste orașe și fără instrumente. Așa că, noi dacă aveam măcar instrumente, poate ceea ce se spune în ziua de astăzi, că lipsa de cultură a la ceea ce se întâmplă, nu se mai întâmplă. Eu sunt ferm convins că dacă din punct de vedere cultural vom face tot ceea ce putem să ridicăm nivelul întregii țări, lucrurile se vor așeza așa cum trebuie. Ori pentru acest lucru, repet, avem nevoie de ajutorul nu al politicienilor, în primul rând al dumneavoastră, al oamenilor. Și atunci cu toții vor face ceea ce trebuie. Alături de Casa de Cultură din Rădăuți, un sprijin important pentru acest eveniment, l-am avut din partea Ambasadei Germane, care a sprijinit financiar acest eveniment. De asemenea, ne bucurăm enorm că pentru a cincea oară încheiem acest festival în acest loc plin de istorie, în sinagoga din Rădăuți. Iar pentru acest lucru trebuie să-i mulțumim domnului Dr. pe care sper să-l primim cu aplauze și să cursurile de maestrie s-au desfășurat de miercuri. Au avut loc la Casa de Cultură din Rădăuți, unde acum 2 ani de zile s-a achiziționat un pian de concert
ia de concert, cum în puține edificii culturale de la noi în țară există. Și vă invităm să fiți prezenți la cele două festivaluri de muzică clasică care au loc la dumneavoastră, în luna august și la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, când veți avea ocazia, mă refer la festivalul de două pianiste care este unic în România și în sud-estul Europei. La acest festival veți avea ocazia să ascultați pianiști de renume din întreaga lume, care concertează în toate țările lumii. Și iată, din efortul financiar, din eforturile noastre, acești pianiști, acești artiști de seamă, români și străini, vor veni și vor cânta la Rădăuți. Țin să mulțumesc din tot sufletul doamnei conferențiarului de stat, doctor Manuela Josa, pentru că de 5 ani de zile este prezentă în acest festival și se dedică trup și suflet pentru instruirea acestui aplaudați minute în șir. A fost o bucurie să-i vedem cântând și fiind atât de apreciați. Astăzi încheiem cu un nou concert, un ultim concert al celei de-a cincea ediții, un concert în care ei vor cânta alături de profesorii. Pe lângă recitaluri am mai avut un film documentar dedicat compozitorilor român care a suferit în perioada comunistă. Am avut o expoziție de la Muzeul Național George Enescu, muzeu care an de an nu este partener în cadrul acestui. Să începem concertul. Prima care ne va încânta va fi Alexia Chichioc. Ea ne va cânta Dansul Cavalerilor de Serghei Rahmaninov. Să o ascultăm. Thank you.
zice, noi n-am niciun instrument, niciun chip. Am cântat pe o clavinovă, o pian electrică, nu știu ce era. Dar de atunci lucrurile s-au schimbat. Așa cum v-am spus, există un pian nou de concert la Casa de Cultură, există o pianină la galeriile de artă. Așa, așa, așa. Și acest pian pe care îl vedeți. Este pianul pe care noi am început acest festival. Iar acest pian se datorează lui Marius Mrace. Am ținut să subliniez acest lucru pentru că în aceste zile Marius, care mi-a donat acest pian, trece prin niște momente grele. Și un gând bun din partea noastră către el ar fi bine să-l punem mai sus. Eu, personal, îi doresc în sănătoșire. Thank you.
doamnei profesoare, Gheorghina Cușulei, la Dorocoi, care an de an a venit cu copiii la în continuarea programului îl vom asculta pe Sebastian Iacinski. El ne va interpreta prima parte a sonatinei opus 55, numărul 1, de Frederic Pula. Să-l ascultăm. Thank you.
Thank you.
reprezentată astăzi prin Maia Pițcu și Ruxandra Costuș. Ele ne vor interpreta sonata în do major pentru flaut și pian de Johann Sebastian. Să ne ascultăm. Thank you.
frumos, în fiecare an am pus câte o cărămidă, dar solid, în construirea acestui festival. Într-un an am mai adăugat o sală de concert, într-un an am mai găsit un instrument, într-un an autoritățile ne-au înțeles și ne-au ajutat cu deblocarea fondurilor necesare pentru achiziționarea acestui instrument, ceea ce este un lucru foarte important. Sunt puțin care se înțeleg. Eu nu l-au pe nimeni. Dar cei care au făcut-o, foarte bine. Și e bine să o facă cât mai mulți. Anul acesta, cărămida a venit de la Suceava. Pentru că cel mai greu, să știți că nu ne-a fost cu politicieni mari, să zicem. Și peste tot unde mergem și cântăm, și asta vă spun cu mare tristețe, profesori și elevi de la instituțiile de specialitate nu sunt prezenți. Și aici vă mărturisesc că eu nu știu ce să fac. Mi-e imposibil să găsesc o soluție. Dar anul acesta soluția a venit direct de la Suceava. Mi-am dorit în toți acești 5 ani ca măcar o singură dată un reprezentant al liceului de artă, Cristian Ponevescu de la Suceava, să fie prezent. Ca măcar un elev. Și iată, anul acesta s-a întâmplat. Și pentru asta, vă rog frumos să o aplaudăm. Iftimiu Adriana, care a înțeles, sunt sigur de acest lucru, că demersul nostru nu ține doar de orașul Răduț, de tot ceea ce înseamnă cultura la noi, de județul dumneavoastră, dar și la noi. Mulțumim mult, doamne! Thank you.
recital în cadrul acestui festival, recital care a avut loc joi, iar în această seară vom interpreta singura lucrare pentru pian la 4 mâini, compusă de Clara Șoia. Interpretarea lui Andrei de Mării de Zavă, pentru a asculta marșul compus de Clara Șoia. Thank you.
fiecare an, la rădăuții, l-am aniversat în ultimii 5 ani pe UNESCO. Și anul acesta ne-am gândit că nu se poate să nu cântăm ceva de UNESCO în cadrul UNESCO. Chiar dacă pianul nu ne ajută din multe puncte de vedere, noi vom face tot ceea ce putem ca rapsodia numărul 1-11 de George Enescu să răsune astăzi atât de aproape de locurile în care ne-am spus. Corina Răducanu ne va însoți în acest frumos demers. Așadar, rapsodia română, opus 11, numărul 1, în transcripția compozitorului Marius Ileteanu, în sinagoga Ileteanu. Thank you.
Thank you.